Bun, dacă privim ciupercile numai ca medicamente, aici ne gândim în primul rând la ciuperci și aici ne gândim în primul rând la ciupercile medicinale, dintre care cea mai cunoscută este Ganoderma, o specie, de fapt aici este un gen pe care îl întâlnim cu mai multe, sunt mai multe specii și în pădurile noastre. Sunt mai multe specii de Ganoderma cu valoare alimentară, cea mai cunoscută este lingurița zânei. Așa, deci dacă privim ciupercile numai prin prisma valorilor terapeutice, atunci cele mai importante beneficii ale ciupercilor ca medicamente sunt 1. Stimularea răspunsului imun prin antitumoralii cunoscuți și 2. Inactivarea radicalilor liberi. Bun, aici aș vrea să insist un pic pentru că sunt termeni în vogă în medicina naturistă și printre nutriționiști, chiar și în diferitele diete care sunt recomandate pentru detoxifiere, etc. Bun, deci sunt câțiva termeni pe care vreau să-i lămuresc. Deci vreau să mă refer la radicalii liberi cu care se luptă, se pare, omul recent destul de mult și sănătatea lui destul de mult. Radicalii liberi sunt atomii, pe scurt, așa ca să înțelegem, radicalii liberi sunt atomii sau molecule cu valențe nesaturate care sunt avizi de electroni pe care și obțin, de pildă, alterând membrana celulelor. Deci, de fapt, sunt niște molecule, să-i spunem așa, care acționează, care umblă destul de liber prin organismul nostru și așa destul de slobozi prin organismul nostru și care sunt un fel de hoți de electroni. Da? Deci, sau cerșetori de electroni, dar cerșetori care nu întind mâna, ci bagă efectiv mâna în buzunar pentru că pentru a satisface necesarul de electroni, alterează diferite substrate cu efecte asupra sănătății noastre. Atunci când numărul radicalilor liberi crește în organismul nostru, se instalează un fel de stres oxidativ cu consecințe de durată. Ori organismul nostru beneficiază mai ales prin alimentație, repet, mai ales prin alimentație și alimentație de origine vegetală, sigur aici adăugăm și ciupercile, de un aport de antioxidanți. Acești antioxidanți sunt substanțe chimice complexe care cedează electronii acestor radicali liberi, da? Adică îi lasă să bage mâna în buzunar, le oferă electronii de care au liber. Dar în momentul în care radicalii liberi bagă mâna în buzunarul antioxidanților, antioxidanții îi imobilizează. Sau cum se numește așa într-un termen mai științific, îi sechestrează. Și asta este mecanismul prin care noi scăpăm de o parte din radicalii liberi și restabilim starea de sănătate, dacă este alterată în urma acțiunii radicalilor liberi. Cei mai importanți antioxidanți pe care mi-o oferă natura sunt vitamina E, apoi este vitamina, apoi sunt polifenolii și pe al treilea loc ar fi vitamina C. Ciupercile nu au conținut ridicat de vitamina C, după cum vedeți, puteți să remarcați dumneavoastră. Conținutul este aproape nedetectabil. În schimb, găsim o gamă largă de polifenoli în ciuperci și dacă ar fi să comparăm, este un tabel care vă oferă o comparație între câțiva fungi pe care îi găsim în natură sau nifurnizează culturile de ciuperci. Uite, am accentuat chiar cu culoarea vișinie faptul că dintre ciupercile mai cunoscute consumatorilor, hribii, supranumiți și alperi și mânătărci, sunt ciupercile cu cele mai înalte însușiri antioxidante. Bun. Deci, ciupercile comestibile, chiar și cele comune, nu numai cele mai puțin cunoscute, nu sunt numai alimente, sunt și medicamente. Adică, într-un cuvânt, sunt, după un termen provenit din limba engleză, sunt nutraceutice. Nutraceuticul este un termen
care în limba engleză desemnează un produs care are atât calități nutritive, cât și calități farmaceutice. Bun, nutraceutică. Un ultim aspect pe care vreau să îl... Deci este ultimul slide pe care vi-l prezint. Un ultim aspect pe care vreau să vi-l prezint. Știm cu toții că alimentația omului recent conduce la o mulțime de carențe nutriționale, adică este deficitată de unul, de regulă, este deficitară în unul sau mai mulți nutrienți. Sunt bine cunoscute carențele de calciu, de fier, de vitamine. Pentru a remedia deficitul se recomandă și ni se recomandă administrarea de suplimente alimentare. Ăsta este modul cel mai facil. Cred că mulți ați primit recomandarea, poate încă din copilărie, să consumați cât mai multe vitamine, minerale, nu-i așa? Bun, și mulți traduc acest sfat prin administrarea de comprimate, de trașeuri, de soluții lichide, care conțin aceste minerale sau substanțe organice care le lipsesc. Aș vrea să confruntăm un pic suplimentele alimentare cu alimentele naturale care au și valoare terapeutică, adică vreau să contrapun această tendință, adică sfatul de a consuma suplimente alimentare, vreau să contrapun cu sfatul de a consuma mai degrabă o hrană sănătoasă decât suplimente alimentare, pentru că un produs natural administrat prin metode naturale devine el însuși un aliment. Și în jurul acestei realități s-a construit chiar o ramură a terapiilor naturale care este numită dietoterapie. Da? Dietoterapie. Deci dietoterapia sau administrarea de suplimente, dietoterapie sau alimentare de suplimente sau administrarea de suplimente alimentare. Ce alegem între ele? Care ar fi avantajele unui aliment natural? Componenții chimice ale alimentelor naturale sunt mult mai diverse decât suplimentele alimentare. Da, adică vin la pachet cu o gamă foarte largă de substanțe chimice care stimulează reciproc absorpția unui altuia, pe de o parte. Iar pe de altă parte, alimentele naturale, dacă sunt consumate în porții moderate, și mă refer aici și la ciuperci, furnizează consumatorului dozele corespunzătoare necesității organismului. Bun, poate că ați remarcat la multe astfel de suplimente alimentare că este specificată cât la sută din doza zilnică este furnizată de suplimentul respectiv. Ei, pentru unele din suplimentele, din substanțele chimice administrate sub formă de suplimente alimentare, ați văzut că este o liniuță acolo. Dar nu sunt suficient de documentate unele principii active conținute de suplimente alimentare, nu sunt suficient de documentate științific, adică nu se știe care este doza zilnică. Ori hrana naturală, prin modul în care a fost ea construită de creator și ne oferă natura, ne oferă, zic eu, exact proporția de care, adică doza, proporția de care organismul nostru are nevoie zilnic pentru a-și asigura necesitățile de un element chimic, de o substanță chimică sau alta. Bun, eu zic că m-aș opri aici. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc și care au avut răbdare să ne urmărească până la capăt, că iată